În acest sfârșit de săptămână, Medicina a câștigat cu scorul de 3-2 în fața celor de la CS Știința Bacău. Meciul a fost unul tensionat, cu schimbări rapide de scor între cele două echipe. Un meci încins, foarte greu, de altfel ne și așteptam. A fost un derby pentru locul 4. În continuare, noi cu echipa din Bacău și cu Dinamo avem șanse egale pentru intrarea în primele 4 și a fost foarte greu. Primul set a fost adjudecat de moldovence cu scorul de 25-23. Într-un schimb echilibrat de mingi, tot Știința a reușit să controleze partida pentru un set 2 câștigat cu 25-18. Setul 3 a însemnat revenirea pentru Târgu Mureșence, 25-21. Jocul bun s-a concretizat pe tabelă și în setul 4, 25-17 pentru CSU, pentru ca decisivul să fie câștigat cu 16-14. Dar l-am pregătit foarte bine meciul și împreună cu fetele am sperat sincer la 3 puncte. Dar am avut o cădere inexplicabilă în primul set și ne-a privat de cele 3 puncte. Sunt bune și astea două. Avem un altu în fața echipei din Bacău. În meciul următor, Medicina se va confrunta cu CSM Târgoviște pe data de 13 februarie. Partida se va disputa pe teren târgoviștean.